Bun găsit la întrebarea cu Prof Online. Iată-ne la stupină, dar nu, adică având un motiv foarte, foarte clar. Daniel, nu Daniel? Dan. Dan și cu tatăl lui, a venit cu tatăl lui Ionel, iată, veniți din Constanța, special pentru a ajunge la Prof Online și pentru a lua doi biostub, nu? Doi biostub. Bine, bine ați venit. Bine ați venit, dragi. V-am găsit un profesor. Bine ați venit. Și în persoană. Ba, da. Tu stai, lucrezi, înțeles eu, în Anglia, dar da. Din clipa în care ai văzut filmul, și-a spus, tată, nu mai stăm pe gânduri. Data de 15 știu că l-ați filmat, pe 17 l-ați băgat pe YouTube. Da. Pe data de 17, la jumătate de oră după ce l-am văzut, l-am sunat pe Tachin. Așa. Tată, hai urgent. Profesorul trebuie... Ursul vinde. Așa, așa. Vinde biostub. Și am zis că mă interesa nu neapărat ideea de a cumpăra 6, de fapt, 2 biostub, a 3 fiecare fel, da. Cât calitatea albinelor și a măților. A măților. A măților. Da. Deci ceva de la profesorul Ursul, să avem da. Ideea iar, asta. Iar eu vă spun cu toată sinceritatea, de fapt v-am și spus când ați venit, că nu am bănuit că veniți. De aceea m-am îndoit și îmi cer iertare în fața lui Dumnezeu că m-am îndoit, v-am socotit în categoria celor care uneori spun că vin și nu mai vin, în sfârșit m-am pregătit. Și acum mă gândeam, zic, ce să le ofer lor, ce surpriză să le ofer? Și iată, dragilor, ce surpriză le-am oferit. Trebuie să înțelegi, te rog să filmezi tu, Daniel. Eu am să arăt ce... Atâta. Și te uiți și vezi... E rea, se înregistrează. Ce să le fac eu? Ce surpriză să le fac? Am o marcă, am mai multe, dar una din ele care mi-a venit la mână, aici, am spus, știți ce? Vă dau marca asta, schimb liniștit. Am spus într-un filmul și tu ai spus, nici cu 1000 de euro nu-ți vin să dai o marcă de asta. Da, da, da. Da. Nu? Este cunoscut de mine, de replica valoarea asta. Valoarea intrinsecă, deci da. Am conștiința asta, valorii unei măci. Da. De calitate. Ei, matca aceasta care a pornit schimbul liniștit, o putem ține în starea asta, dacă știm să o valorificăm, multe perioade de timp. Și în tot mulgem boți, mulgem boți. Și facem nuclee, și facem nuclee. Ei, sigur că asta este marea problemă a formării unor familii pe bază de nu pe schimb deci liniștit. Toată... Iată, aici hai, este, dragilor. Mai la lumină aici. Mai la lumină aici, că acum nu se... Ia să... Știi, Daniel, ți-o dau cu toată dragostea, cu toată bucuria. Eu vă mulțumesc foarte mult. Da, pentru că drumul ăsta a făcut și tot, și dorința voastră de a face ceva deosebit, trebuie să respectată și eu cred că așa trebuie gândit de fiecare dată. O să le filmez un pic și pe astea de jos. Da, sigur că da, și alte în pornire. Deci, Daniel, să înțeleagă prietenii noștri. Acum, ai două aici, da? Așa. Să văd aici două. Și pe partea cealaltă, încheiate sunt. Și alte trei. Dragule. Deci este un, cum a spus asta, un stup care are o colonie, o familie, care da. Are tendință la... Schimb liniștit. Așa. Și care se și, nu, a spus asta, se și transmite. Sigur că bagajul da. Ăsta genetic, da, calitatea da. Asta. Da, 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 se transmite genetic mai departe, mai departe. Următoarelor. Da, da, deci următoarele generații. Mâncile care provin din schimb liniștit de matcă vor păstra această tendință. Da, asta, da? E, asta trebuie să înțelegi. Și Daniel, trebuie să spun că în clipa asta, ele în 2-3 zile se coc. Să zicem așa. Deci devin maroniei și vor începe să... În două zile, de aceea mâine trebuie lucrat. Decupăm da. Toată asta, toată bucata asta așa, mai pe departe, cu un cutter. Un cutter, da. Da, 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 da. Decupăm. Cât mai departe, Daniel, ca nu cumva să... Ca o corolă așa. De... Așa, okay, așa, da. Așa. Ca să le protejăm. Și ele, dacă sunt, două sunt ușor de manevrat. De cupat. De separat între ele. Separat între da, ele. Da, da, da. Partea cealaltă, celelalte trei, par a fi foarte apropiate. Dar dacă ești cu foarte multă atenție, doar aici, uite, vezi că ai stratul ăsta finuț de ceară, de legătură. Numai da, dacă da, ai da. Trecut în caterul între ele, uh-huh. cu multă grijă,
turmă, în jos nu mai ai treabă, da? Da? Da. În jos nu mai ai treabă. Da. După ce le-ai luat și pe celelalte, ca nu cumva să... Da, deci da. Le iei în ordinea în care ai acces. Și le plasezi pe urmă câte una într-un roi. Da. Roiul poți să-l faci numai de două rame. Rame. Deci de două rame ai făcut roiul și l-ai pus. Trebuie să fie măcar vreo 24 de ore. După 6 ore le-ți dă seama că nu mai are matcă. Și când ai vine cu botca, ai lipit-o și ai făcut treaba foarte bine. Deci, prin necesită, urgența aia de a da. Atunci se introduce... Atunci da. Eu introduc da. Ca ele să nu roadă. Da. Deci este important lucru. Și în clipa aceea ți-ai făcut... Iată, ai aici, trăiești cu două cinci. Da. Cinci roiuri ai putut să faci de repede. Da. Matca a rămas, familia a rămas fără așa și a și pornit aici. Vezi? Că deja sunt una și cu două lipite, așa sunt chiar gemene, trei sunt. Da. Deci, practic, și în urmă... Astea vor apare altele. Exact. Astea vor fi în creștere și aș dă seama... Dacă asta era, asta e ideea, că se păstrează... Deci matca, cea care este aici, dintr-un anumit motiv pe care încă nu l-am depistat... Și cu familia, cu albine, cu tot... Tânără fiind, are tendința de a face borci de calitate, de schimb liniștit. Sigur că da. Okay. Deci, de cele mai multe ori, matca când ajunge în al treilea an, al patrulea an, astea de schimb liniștit, deci duc așa, nu le interesează zăruitul. Nu sunt de acelea de te lasă de văruit. Sunt casnice. Da, sunt casnice, sunt liniștite. Sunt văd de familie. Exact. Pe când mățile provinde din familii roitoare, sunt înnebunite. Cum ajung sau nu la capacitate numerică, să zicem așa, ca indivizi, au și plecat. Te lasă de văruit. Da, da, da. Deci este complicat. Și cum aveam noi pe ăla, Dani, da. Care era supraetajatul. Da. Deci asta vreau să vă spun. Și acum, asta vreau să înțelegeți, dragilor. Eu... În clipa în care am văzut că vin cu atâta dragoste și vor să facă ceva, n-am cum decât să vă răsplătesc așa și să vă spun, să dea Dumnezeu să vă mulțiți și să vă umpleți tot spațiul cel de zona care aveți de acolo. Să fie numai cu albine. Dobrogea lui Dobrotici e largă, așa. Lungă și lată. Așa. Avem loc sub soare pentru toți. Și chiar așteptăm să știți, să vedeți și soarele de din Dobrogea. Ajung și de data asta. În concluzie, vreau să înțelegeți, dragilor, că în tot ce fac, eu pun multă pasiune, multă dragoste și de aceea, acum, dacă ei au venit, i-am spus, trebuie să le dau asta. Mă despar cu drag, înțelegi? Mă despar cu drag de ceva care nu fac foarte repede apicultorii. Când întâlnesc o matcă de aceasta, nu o fac pentru că zic, domnule, dar e pentru oricum, mine și... eu personal, deci eu taică-miu de vreo câțiva ani face, de 4-5 ani să zicem așa, în total. Eu de-abia de un an și jumate, să zicem, rotunjit așa. Dar văzând filmele dumneavoastră, până cred că le-am văzut pe toate, nu știu dacă să zic așa, dar eu cred că pe toate le-am văzut. Deci, ca și mi-am dat seama cât de importantă e matca, deci practic... Da, păi, familia înseamnă matca. Da, exact. Mai ales o matcă de asta care are o calitate în plus, deci... Daniel, deci o astfel de matcă îți creează o stare de bine și o siguranță în ceea ce ai de gând să faci în continuare. Da. Pentru că nu stai tot timpul cu teamă că s-a adus... Voiești, te duci prin copaci, vezi, îl prinzi, nu-l prinzi roiul. Și o familie care a roit și din sămânțe de asta roitoare, pleacă și roi secundari. Da. Și atunci s-a dus. Pe anul ăla s-a terminat. S-a terminat cu familia aia. Noi am avut anul trecut o situație de asta de întâlnire. Așa. Deci am avut o situație, da. Și mi-am dat seama că a plecat, după vreo două zile, a plecat și al doilea. Sigur că da. Și vezi în urmă că ai o mână de albine. Ce să mai faci cu astfel de familie? Așa, da, dragilor, am ținut neapărat să fac acest filmuleț și să vă arăt ce înseamnă schimbul liniștit de matcă și de ce anume încerc, cum câtă bucurie am când produc bucurie. Deci, produc bucurie la cei care vin la așa distanță. Mi-amintesc că cu ani urmă vin ceva din Mahmudia.
un tânăr. Da, mi-ați și spus, da? din Mazuriu, cu un Logan. Așa. Și cum să spun, toată familia munciseră în vara aceea. Mă rog, ei aveau o situație materială foarte slabă. Și doar un singur gând a avut. Să ajungă aici să ia un bioștop și un să poată să pornească și ei. Da. Uite, exact, domn profesor a cerut ploaie și s-a rezolvat. Da, s-a întâmplat. Este din cămușoarele acasă. Da, nu putem să le strângem. Așa, da, dragilor, l-am pregătit pe acesta. Este al vostru. Acesta este, merge la Constanța. Mă bucur tare mult că mi-a venit în minte chestia asta și vă dau cu toată dragostea cum vă plăcea. Așadar, să mergem și dincolo. Ploaia a venit. Cred că facem următoarea mișcare, repede. Să le și strângem, că voi ajungi, trebuie să ajungi la Constanța. Cred că acum ceasul cât să fie? Păi, 4? Acum ar trebui. Deci l-am, stați așa că l-am pe ora Angliei. Da. E 4 și un sfert. Așa. Dacă ne uităm s-oprim. Bine, vedem că nu prea mai vedem să survoleze zona. Nu, cred că s-au întors. Nu, s-a strâns. Da, asta facem. Asta facem. Să oprim camera și să zicem la revedere, dragilor, pe curând și toți cei care vreți să vă bucurați și să puteți ajunge să luați familie, vă aștept cu drag. Așa cum a venit Daniel și cu tatăl său. La revedere, la revedere. Pe curând. Toate celelalte.